Panica astăzi într-un bloc de pe strada Vasile Lupu din Tătăraș, după izbucnirea unui incendiu la primul etaj. La locul intervenției s-au deplasat două auto speciale de intervenție și stingere cu apă și spumă, un echipaj de primă intervenție și comandă, un echipaj pentru salvări de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat. Pompierii au stins incendiul în scurt timp și, din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt importante. La momentul producerii incidentului nu se afla nicio persoană la domiciliu.